Și o provocare pe care vă invit pe voi cei de acasă să o faceți în familie, uitându-vă la noi la emisiune. Lucian Viziru este acum aici, însoțit de Mihai, fiul său de 13 ani, pentru povești, dar și pentru o bătălie savuroasă la care vreau să participați și voi cei de acasă. Așadar, haideți să-i poftim alături de noi, să vedem cât de bine își cunosc generațiile unul altuia. Să-i poftim! Hei, salut! Ești prima dată la noi la emisiune? Da. Prima dată în 13 ani? Da, cred. Ah, nu înțeleg de ce n-a venit până acum. Salut! Se lasă greu. Da. Se lasă greu, convins. Haideți să luăm un loc pe la bar sau pe canapea? Unde, unde vrei? Nu, unde vreți voi, voi alegeți. Voi sunteți musafiri. Mihai trebuie să aleg. Mihai, alege tu că ești prima dată. La bar sau pe canapea? Canapea. Ai pe canapea. Nu vrea la bar, taică pe... s-ar fi vrut la bar. Taică s-ar fi vrut la bar, dar nu nicio problemă, mergem unde vrea copilul și o să facem în felul următor. Și cei de acasă sunt sfătuiți să se strângă în fața televizorului și să participe la provocarea noastră. Dar întâi de toate hai să-l cunoaștem pe Mihai mai bine. Mihai, cât timp a stat în Germania? 9 ani. Deci 9 ani? Deci cât avea când ai plecat? Cum e? 7 sunt de fapt, dar hai să zicem că da. Pot să-i tratez și ca pe nou, pentru că am făcut pauză la un moment dat, ne-am întors în România și cu totul. Deci tu ai plecat în Germania cu familia când avea Mihai câți ani? El a prins, deci a făcut, clasa întâi a făcut-o acolo, deci a mers la școală în Germania, după care a făcut 5 ani de școală acolo, s-a întors și a intrat în clasa a 4 aici, pentru că nemții au și, mă rog, alt sistem. Ok, perfect, complicat. Ți-a plăcut acolo, Mihai? Te-ai simțit bine? Da, da. Știai limba când ai plecat din țară? Știai limba germană? Când am plecat, da, că eram până la, cred că de la 2 până la 4 ani am fost deja în Germania. Ah, ok, păi stai un pic, el a fost și când era mai mic, înainte să plecați voi toți? Știu de unde scos tu pasta că știai limba când ai fost în Germania, de unde scos că știai limba, când făceai semne cu ăla? Eu credeam ajuns... că vorbim de când am mers la 6. Deci hai să spun ceva despre fiul meu, este la fel de timid ca mine. Da? Nu da, cred. Da, da, suntem doi timizi. Când era mic... mi-era frică să ies cu el pe stradă că zicea lumea că l-am furat. Așa seamănă de mult cu mine la capitolul exterior. Dar la capitolul ăsta de aici suntem leiți. Ne place pizza, ne place pâinea. Și exact lucrurile pe care un profesor de tenis, un antrenor de tenis nu ne-a recomandat niciodată. Ba da, carbo, trebuie să bagi carbo înainte de... Nu pizza, nu pizza, nu... Si, pizza, mă cert că nu... Pizza, pâine, nu... E, Luciano, e... Și, da, la capitolul ăsta vreau să zic că suntem la fel de emotivi amândoi sau timizi, cum vrei să o iei. Deci stai un pic, deci tu când ai dus în Germania, practic a trebuit să înveți acolo limba, nu Mihai? Da. Și ți-a fost greu, nu ți-a fost greu să te adaptezi? Ba da, dar m-a luat cam vreo un an ca să învăț limba fluent. Mamă, un an de zile? Sau doi. E o limbă foarte grea. Ți-ai făcut prieteni acolo? Da, câțiva da. Ți-ar fi plăcut să rămâi în Germania? Zi, poți să zici acum, că știu. Zi ce vrei tu. Nu prea, că n-aveam nici bunicele acolo și e mai, în România e mai bine că sunt... că... Mă pot vedea cu bunicile și unchii meu. Îi lipsea chestia asta, îi lipsea familia, îi lipsea, cum să spun, dusul ăsta la bunici, dusul de, nu? Cu fratele meu se înțelege foarte bine, da? Ies împreună, fac prostii împreună. Cu bunicele. De ce, Augustin face prostii? Prostii pe care Augustin? Le-ar face un copil de 13 ani. Adică da, mai Augustin, spar sticle mai, na. Nu, eu cred că cu Augustin întâlnirile tale sunt în felul următor. Dimineața vă duceți la Biblioteca Națională, după aia vă duceți și la slujbă să vă rugați. Nu? Uite ce zâmbet avocat îmi ai. Hai că ai un unchi cool și mișto, ăsta e adevărul. Că Augustin e chiar mișto. Dar știi ce? Nu înțeleg. Tu, Lucian, tu ai fost antrenor în Germania de tenis cât timp? Vreo 7 ani. 7 ani antrenor de tenis de câmp, da? Da. Ai încercat și tu, Mihai, tenis? Da. Și acum faci basket, de asta zic. Păi nu mai era... E greu cu taică-su. Tu adică... ai fost de vină? Acum pot să dau din casă un pic, așa, da. Un pic de tot, da? Dacă stătea de dimineață până seara cu alea în mână, cu telefoanele, PlayStation, calculator și așa mai departe, trebuia să-i trag șuturi în fund să fac un pic de sport. Și la un moment dat a fost prea mult pentru el, adică la meciuri, pentru că mergeam și la turnee împreună, acolo nu îi spuneam nimic, îl lăsam să se distreze, să joace, mergeam după aia la fast food-uri, după
ce se termina turneul, dar la antrenamente aveam pretenția să alerge și să muncească. Și nu lucru... se strica relația asta între voi? S-a cam stricat un pic așa, că dai seama, nu l-am bătut, cel puțin pe teren de tenis, nu? La fel cum m-a bătut și el pe mine. Dar era mai bun la pe terenul de tenis? Deci pe terenul de tenis să lăsai să te bată? Da, cel puțin în zona acolo, județul nostru, cum ar veni, sau hai să zicem mini-județul nostru, Kreisul nostru, pentru cei care au mai stat prin Germania, el a luat loc întâi 2 ani la rând. La tenis? Da. Dar la un moment dat și-a pierdut interesul, tocmai din cauza faptului că antrenamentele erau din ce mai dure. Dure și, na, eu eram destul de exigent cu el. Acum, dacă ai dat timp înapoi, ai face o schimbare să fii pus pe altcineva antrenor în locul tău? Nu. Nu, aș fi ars-o eu altfel, știi? Adică, dar era, a fost o situație destul de complicată pentru că el făcea de 3 ore antrenament pe săptămână. Era și la grupă, dacă îl băgam la grupă și îl trăgeam, cum a, nivelul de pretenții era, îl trăgeam în jos, însemna că trebuia să-l trag pentru toată grupa și după aia exista riscul de a veni părintele altuia să-mi spună de ce vă distrați așa de mult și nu faceți muncă cum suntem noi nemții obișnuiți. Deci era destul de complicat, dar în cele din urmă sunt fericit că vrea să se ducă la basket și... Faci basket acum, nu? Asta e important. Perfect. Dar care e jucătorul tău preferat din tenis? Din tenis? Da, de la tenis. Nadal. Nadal? Nadal, mie Djokovic. De Djokovic îți place? Nu îți place? Da, dar n-am... nu l-am văzut foarte mult jucând. Pe Nadal l-ai da, urmărit mai des, mi-a plăcut de mic, de Nadal. Super. Și în Germania, acolo ți-ai făcut prieteni și când ai aflat că trebuie să vă mutați în România, te-ai bucurat pentru că te vedeai cu bunicile, dar în același timp îți părea rău că nu te mai vezi cu prietenii? Da. Ce îți plăcea cea mai de mâncare în Germania, de la ei cel mai mult? Wurstul Thüringer. Adică cârnatul. Da, ok, perfect. Și ce te enerva cel mai tare cât ai stat în Germania? E ceva care te scotea din sărite? În afară de taică, tu? Puteai să jucați fotbal pe stradă acolo? Da, puteam. Puteai să desenați cu cretă pe asfalt? Da. Ție ce nu-ți plăcea, Lucian, acolo? Păi, ce să zic... aș începe cu chestiile care îmi plăceau. Îmi plăceau pistele pentru bicicliști, pentru că asta făceam în fiecare weekend cu domnul. Zeci de kilometri parcurși pe biciclete. Turneele care erau foarte frumos organizate, sălile de tenis care la noi lipsesc, la noi jucăm doar în balon, parcurile de distracții, nu cred că a existat vreun parc de distracții în Germania pe care să nu-l vizităm, chestii care nu ne-au plăcut, mâncarea, în afară de mâncarea italienească, adică noi mâncam doar la italien, adică chestiile nemțești gen spețle și... chiar și vârstii aia care îi plăceau lui, mie nu-mi plăceau deloc. Nu erau pe gustul tău. Nu, dar berea era în regulă. Ok. Dar nu sunt mare fan bere, așa că... Oameni buni, Lucian Viziru și Mihai, băiatul lui de 13 ani, astăzi și la Războiul Generațiilor. Fii atent, avem un joc foarte tare, l-am făcut și cu ai mei copii când au venit la emisiune. Mihai, o să facem în felul următor, o să rog și pe cei care se uită acum la emisiunea noastră în fața televizoarelor să facă același lucru cu părinții, cu bunicii. Atenție mare, o să vreau să-ți arăt, Mihai, un obiect din generația noastră. Și tu să-mi spui ce crezi că e. Poate știi ce e, dacă nu știi ce e, să-mi spui oarecum... ce crezi că e, știi? Da? Perfect. Și apoi facem și invers cu Lucian. Am emoții deja. Nici eu nu am vrut să le știu pe astea pe care o să le vedem acum, pentru că vreau să fie și pentru mine un test când o să ne uităm, da? Bun, hai să vedem. Mihai, prima imagine pentru tine. Atenție mare la televizor. Ce crezi că este aici? O lampă de un fel. O lampă de care? Ce crezi? Cum era asta? Lampă așa... Ai văzut una de asta undeva pe acasă, pe undeva? Nu, dar într-un joc. Într-un joc am văzut-o. Și deci mi-am dat seama că e o lampă cu fitil. Puneai gaz acolo, da, și îi dădeai foc, nu? Lampă cu fitil. Să știi că de multe ori noi nu aveam
lumină, curent și foloseam lampa asta. Aprindeam acolo, pac, și era o lampă cu fitil. Bun, hai să vedem mai departe. Acum pentru Lucian, da? Ia să vedem acum. Ia să vedem. Ia, Lucian, ce avem? Easy peasy. Ce avem aici? Aici cred că este o pictură renascentistă. Știi? Da, știu, normal, că știu că ne-am jucat de-am rupt Fortnite împreună. Deci Fortnite, tată. Fortnite, știi, aveai și tu... Jucam și fără el, da, la un moment dat. Mamă, deci... Jur, jur, deci te prinsese tare? Nu foarte tare, că nu îmi place să stau foarte mult agățat de vreun joc sau în fața calculatorului, dar din când în când, așa, când fie sunt supărat, atunci joc. E ca un fel de drum. Descărcare. Știi? Da, așa. Că în loc să beau, mă apuc și joc FIFA sau Fortnite. Știi? Mihai, erai mai bun decât Lucian la Fortnite? Da. Infinit mai bun. Mai joci acum Fortnite? Nu. Băgai și dansuri din Fortnite? Da, în 2020 pe acolo, da. Prima, în 2020. Bun. Hai să vedem mai departe. Fii atent, avem pentru tine provocare. Mihai, uite-te la televizor. Ce crezi că este acest lucru pe care tu îl vezi la televizor? Disc player? Sau... Da, ok. Și știi ce se făcea cu el? Se asculta muzică sau... Da, dar era fain să fii văzut și ce băgai acolo, CD-uri, ai prins CD-urile? Le știi? Da, știu CD-urile. Ok, le-ai văzut pe alea cu gaz pe foc, nu? Exact, da. Alea de aur. Alea de aur, da. Bun, hai să vedem pentru tine. Păi acum se descurcă bine, Mihai. Da, știu băiatul, știu. Își face treaba și-a făcut temele. Ia să te văd, băiatul meu. Cine aici? Aici mi-a dat cu system error. Bănuiesc că este preot, un ce să zic eu, nu, da? Un tenor, ceva, nu? Deci nu. Mihai, da, tu știi cine e, nu? Mică. Nu, nici sincer. Nu știi. David, tu știi cine e? Stai un pic, deci tu zici că nu știi cine e. Da. A venit și fiul meu cu mine la emisiune, fiind în vacanță, a zis, bă, haide să-l însoțesc pe tata. Ieri a venit Eva, astăzi e ziua Evei, la mulți ani, Eva, la mulți ani, Eva! La mulți ani, e ziua ei astăzi, 23 iulie, 9 ani am plinit, la mulți ani, Eva. David, ia zi, cine era mai devreme în imagine, că Lucian nu știe. Mițu, un vlogger, dar înainte făcea și live-uri când se juca Fortnite. Ce făcea? Făcea live-uri de Fortnite și explica ce se joacă și acum și e un... vloguri. E un vlogger foarte cunoscut, nu? Da. Ne-am greșit meserile. Iar lângă David este Luca, băiatul colegei noastre, Raluca, care ne face și fotografii de foarte multe ori la emisiune. Raluca, poți să treci un pic lângă băiatul tău? Raluca Malna și oameni buni, colega noastră, care astăzi în vacanță... Poți să te ridici, Luca, un pic în picioare, lângă mami? Mami, ce s-a întâmplat? Oh my God! Ce s-a întâmplat? Câți ani are Luca? 13 ani. 13 ani? Luca ce joacă? Volei. Joacă volei. Perfect. David, și nu că știu când mă ridic, David e la fel ca mine. Așadar, David, era mitul, deci live-uri pe Fortnite și vlogger, da? Da. De-aia jucam eu așa de prost. Acum și-a deschis și aproape. Academie de not. Poftim? Și-a deschis și Academie de not. Asta e. Ok, da. Perfect. Mă, ăștia se puși la punct cu tot. Și nu el face și partidele alea de fotbal? Nu. Cred că greșesc, nu? Ce? De fotbal, echipele alea de joacă fotbal. Nu el, nu Mițu, nu? Nu. Meciurile caritabile de fotbal între artiști? Nu. Dar cine le face? Lorin. Lorin de la QWERTY. Ok, perfect. Hai să vedem mai departe. Imagine pentru Mihai. Aici, asta era gagica lui unchitu. Nu știu. Eram, deci, eu aveam, gagica mea era Corina Chiriac și gagica lui unchitu era tantia asta. Doamna muzicii, o femeie fabuloasă, Angela Similea. Exact. Deci stai un pic, acum o altă dezvăluire. Deci Augustin Viziru era îndrăgostit de Corina Chiriac. Nu, tu erai îndrăgostit de Corina Chiriac și Augustin Viziru de Angela Similea, nu? Exact, da. Erau, la nivel mondial eram cu... Cine era? Samantha Fox și Cici Catch? Da. Ele erau echivalentul
Să știi că Mihai erau niște artiste național fabuloase ale României, Angela Similea, Corina Chiriac, sunt în continuare niște femei fabuloase. Deci tu când ai fost mic, ai fost îndrăgostit de Corina Chiriac. A fost și da, m-a luat în brațe la un moment dat, la un... eram foarte mic, dar problema cu mine, tu nu auzi ce zic acum, era că atunci când eram foarte mic, vorbeam și foarte urât. Și la un moment dat, pe o terasă undeva la mare, la Neptun, unde doamna Corina Chiriac avea un recital, m-a luat, vai ce băiat drăguț, ce nu știu ce copil drăguț, ce faci, mă pupi? Și eu la microfon m-am gândit, nu, te... puncte, puncte. Și s-a blocat inclusiv ea pentru o fracțiune de secundă și dacă nu poți, ce o să faci? Și m-au ajutat tata și nașul. Așa m-au spus, mi-au spus să zic că mă ajută ei dacă nu pot eu. Câți ani aveai atunci? Vreo 3-4 ani, ceva deci de genul ăsta. Deci 3-4 ani, întâlnirea ta cu Corina Chiriac. Dar m-am văzut cu dumneai mulți ani mai târziu, dar n-am avut curaj să-i spun că m-a luat în brațe și că i-am spus că vreau să fac dragoste cu ea. Acum, na. Băi, și Augustin era îndrăgostit de Angela Similea, nu? Da, nu cred că l-a luat în brațe. Haideți să vedem, fii atent, Lucian, pentru tine o imagine. Hai să vedem. Dacă curios. Trebuie să cunoști generația lui Mihai. Îmi place jocul ăsta. Este, hai. Ia zi, băiatul meu. Tăticule. Ce e, David? Dați-mi un zoom așa. Asta e Travis Scott? E Travis Scott? Nu pot să-mi dau seama din imagine. Are ceva la gât, dar nu știu ce. E Travis Scott? Da. Hai mă, că știu. Da. Tot de la el știu, pentru că... era Finn. I'm the highest in the room. Mihai credea că melodia se referă la tipul care este cel mai înalt din încăpere. Da. Jur că așa mi-a zis. Multă vreme am crezut că se referea la chestia aia. Dar acum mi-am dat seama că amândoi, că nu se referea la așa ceva. Fin, Travis Scott, da. Oameni buni, el este Mihai Viziru și tatăl Lucian Viziru. Aici tu ce faci? Că ești implicat așa cu filmul, cu muzica, cu toate, nu? Muzica mai puțin, muzica păcat, numai. Păcat, păcat. Eu dacă aș avea, cum să spun, talentul tău, istoria ta, aș lua o chitară de aia și toată ziua aș fi și aș cânta. Da, dar dacă ai atâția artiști mișto. Da, dar e păcat, știi cum e, ți-e dor. Trebuie așa să o fac și pe asta acum, dar despre asta o să vorbim la momentul potrivit, pentru că încă n-am ce dezvăluiri să fac în direcția asta. Perfect. Dar asta cu filmul este una dintre chestiile pe care... le vizez. Da, și mi-am dorit de multă vreme de mic să o fac, inclusiv împreună cu Augustin, dar până acum nu ne-a ieșit. Deocamdată. Deocamdată, vedem. Oameni buni, după publicitate, ne întâlnim, rămâneți cu noi. Emisiunea de astăzi continuă. Mihai, mă bucur tare mult că te-am cunoscut. Felicitări, să ai baftă și să ne mai vedem la emisiune. Și succes și cu basketul, da? Da. Lucian, mulțumesc mult de tot.